Salutare oameni buni și bine ne-am găsit la un nou clip. Nu știu câți dintre voi știți, dar Shelley a fost acum o săptămână la Aneta 3 în emisiunea lui Gâdea și a lui Mircea Badea. Pentru cei ce nu știți, Mircea Badea e tipul îmbrăcat în negru din secvența următoare. Sau tipul ăsta. Lângă muzeul Antipa, în fața guvernului României. De fiecare dată am o treabă cu primul ministru. În 2004 cu Adrian Năstase, acum în 2009 cu Emil Boc. În acest moment sunt minus 7 grade. Da, pentru că voi, cetățeni, ați vrut autostradă între Turda și Gilău. Mă rog, ziceam că ați vrut autostradă. Acum, că știți cine este Mircea Badea, mai trebuie să știți că acesta are o emisiune la Antena 3, împreună cu Mihai Gâdea. Parcă. Și acum câteva zile, când a avut invitat în emisiune pe Shelley, Badea i-a spus următoarea chestie. Cum ai fi? Salutare, Mircea! Bună seara, bună seara! A sunat Johnny Bravo și a cerut freza înapoi. Da, a mai sunat săptămâna trecută, dar am zis că mai am un pic nevoie de ea să fac și apariția asta, după aia o dau. Da, eu m-am tuns cu unghiera, se vede, dar mă rog... Bine, acum fie vorba între noi, e bine că Badea a învățat să-i pronunțe numele, că cu ceva timp nu prea știa. Gândul.info, vloggerul Selly Mihai Gâdea zice că ăsta se numește Shelly. Dar de ce Shelly? Că toată lumea scrie Selly. De ce ai spune Shelly dacă el e Selly? Eu îi zic Selly. E o problemă? Adică, a? Asta, apropo, chestia asta cu să pronunțăm, oricum nu-l cheamă, îl cheamă Gigioc sau ceva, de Românica. Selly, rahat, și doi L și un Y. Mă lași, o fi Vasile, o fi, da. Lăsând toate aceste chestii la o parte, să te iei de aspectul fizic al cuiva este josnic. Mai ales când acel cineva este Shelly, la care ai de ce să te iei, cum ar fi faptul că muzica lui nu prea e muzică, sau că face clickbait. Dar nu despre asta vreau să vorbim, ci despre ce a scris o parte din presă despre acest lucru. Hai să vedem primul articol de la Playtech. Ce poreclă i-a pus Mircea Badea lui Shelly? L-a umilit în direct, la Antena 3. Bă, nu prea cred că l-a umilit, având în vedere că Shelly a venit cu un răspuns destul de bun. Zic eu. Andrei Șelaru, alias Shelly, este cel mai cunoscut vlogger din România, având peste 2 milioane de abonați pe YouTube. Ieri seară, tânărul a fost invitat în emisiunea lui Mihai Gâdea, sinteza zilei. Spre finalul talk show-ului a intervenit și Mircea Badea, care nu s-a putut abține să-l ironizeze pe Shelly. Ce poreclă i-a pus Badea acestuia, aflați în cele ce urmează. Să-l ironizeze. Deci că cine știe ce umor fin a folosit Badea aici. Cum l-a poreclit Badea pe Shelly? Mircea Badea nu s-a putut abține nici de această dată, motiv pentru care, spre finalul emisiunii Sinteza Zilei, moderată de Mihai Gâdea, acesta a intervenit pentru a-l ironiza pe vloggerul de succes, pe care, din motive ce țin de estetică, l-a comparat cu Johnny Bravo, protagonistul unui serial de animație american. Bravo este un tânăr narcisist, blond, ușor misogin, cu un fizic bine lucrat și cu un look ce aduce aminte de legenda muzicii rock, Elvis Presley. Nu o să mai citesc în continuare, că prezint alte chestii discutate de ei. Vă las linkul în descriere, în caz că sunteți interesați. Dar acum vin eu și vă întreb, unde e umilința aia din timp? Hai să trecem la un alt articol, de data asta de la B1. Mircea Badea l-a umilit cu majuscule pe Shelly în direct la Antena 3. Andrei Șelaru, cunoscut drept Shelly în lumea vloggerilor, a fost invitatul lui Mihai Gâdea luni seară la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3. Pe finalul ediției, Mircea Badea a intervenit și el în discuția celor doi. Cum l-a ironizat Mircea Badea pe Shelly? În stilul său binecunoscut, realizatorul de la emisiunea În gura presei a încercat să-l ia peste picior pe tânărul de 19 ani. Bine zis, a încercat. Astfel, omul de televiziune s-a legat de freza vloggerului pe care l-a asumat cu Johnny Bravo, celebru personaj de desene animate. A sunat Johnny Bravo și și-a cerut freza înapoi, zice Mircea Badea lui Shelly. În urmă nu s-a pierdut cu firea și a răspuns realizatorului TV în aceeași notă. Da, mai sună săptămâna trecută, dar i-am zis că mai am un pic nevoie de ea. Iar de aici, la fel ca la celălalt articol, sunt enumerate chestiile despre care au mai discutat cei doi. Deci, unde e umilința aia cu majuscule din TikTok? L-ați lăsat pe Radu Banciu să vă scrie titlurile? Ce să mai zic? Mircea Badea. Mi se pare penibil să te iei de aspectul fizic al unui om, mai ales când acel om e Shelly. Adică dacă te uitai doar 5 minute la ce clipuri postează pe canal, ai fi găsit moduri mult mai inteligente prin care să-l umilești. Că despre presa și titlurile scandaloase, nu cred că mai am ce să zic. Ce se cumpără, aia se vinde. Adică scandalul. Dar totuși, în caz că vedeți un articol cu un astfel de titlu, nu mai dați click.
Ăsta e singurul mod prin care putem schimba ceva. Nu cu petiții cum au mai apărut la Vulpița și Viorel sau alte chestii. Pur și simplu, nu mai dați click. Altfel, nu o să se schimbe nimic. Până data viitoare, eu am fost Diorpaneus, ne auzim la clipul următor. Salut!